49 din 21.04.2023 a domnului primar. Sau citire proiectelor de hotărâre? Sau de, nu, întâi avem, deci, prezența. Sunt, ca și vorm, avem 13, da? 11 prezență în sală, 2 voturi. Și lipsă domnul viceprimar și domnul consilier Vasile. Domnul viceprimar este în ceea ce din mai local. Am înțeles, sunt târzi, nu știu ce o să ajungă. Deci avem vorm pentru toate proiectele de hotărâre. În primirea parte de finalizare la toate comisiile. Proiectele de hotărâre au în spate referatul de aprobare a inițiatorului, respectiv domnului primar și rapoartele compartimentelor de resort din cadrul primăriei. Prin urmare, poate fi supus la vot proiectul de ordine de zi. Doamna președintă, da, la citire la proiectele de ordine de zi, dar să o supunem la vot. Proiect de hotărâre numărul 21 privind aprobarea înființării serviciului public local de gestionare a câinilor fără stăpân și a regulamentului de organizare și desfășurare a acestui serviciu la nivelul comun. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 22 privind aprobarea efectuării unor lucrări de interes public local, asfaltării, respectiv asfaltării suprafeții de 1990 metri pătrați. Da, din măsurători sunt 1984, număr cadastral 64074, situat în intravilanul satului Mărgura, comuna Mărgura de Subarul. Acolo este vorba de strada Bujorilor. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 20, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunii Mărgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate de Consiliul Local al Comunii, începând cu 1.05.2023, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 26, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2023, inițiator domnul primar. Proiectul 27, privind alegerea imobililor cu număr cadastral 65223, 65109 și 64780, aflate în domeniul public al Comunii Mărgura, județul Bacău, inițiator domnul primar Costa Șordache. Proiect de hotărâre numărul 28 privind aprobarea vânzării unui teren concesionat aparținând domeniului privat al Comunii Mărgura, județul Bacău, pe care sunt identificate construcții. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre 29 privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Mărgura, inițiator domnul primar. Al 8-lea este proiectul numărul 30 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Mărgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Comunii Mărgura, începând cu 1.05.2023, inițiator domnul primar. Și avem și două proiecte suplimentare. Am să le citesc și ca să învățăm pe deloc. Da. Proiect de hotărâre numărul 31 privind aprobarea comisiunii bancare la tranzacțiile online pentru plata taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar prin utilizarea sistemului naționale electronic de plată. Adică ne apropiem de final cu ghișeu.ro. Doamne ajută! Doamne ajută! Și al doilea suplimentar, proiect de hotărâre numărul 32 privind aprobarea încetării contractului de concesiune numărul 35 din 27.02.2001, încheiat cu Niță Constantin pentru terenul situat în sat Măgura, comună Măgura, județul Bacău. Punem la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Abțineri? Potrivă? Doi. Spunem la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele două proiecte. Cine este pentru? Abțineri? Nu. Potrivă? Bun. Trecem la procesele verbale de ședință. Sunt ordine. Sunt vreo 44 da. Procese verbale de ședință. Deci avem din 27 a doua 2023 obiecțiuni. Da. Scuții, nu? Spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Abțineri două, da? Deci două abțineri. Da, 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 da. Nu este cel de 27 a 3-a, da, da. 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 Da.
din 7-a 3-a 2023, de la o ședință convocată de data. Extraordinar, extraordinar. Cine este pentru? Abțineri. Nu abțineri. Nu abțineri, tot la fel. Trecem la procesul verbal dumneata de 27-a 3-a 2023. Cine este pentru? Abține. Și ultimul proces verbal din 7-a 4-a 2023. Da. O ședință extraordinară. Discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Abține. 4. Deci 4 abține. Trebuie acum. Bun. Dacă avem invitați în sală și cred că ar trebui să începe cu dumneavoastră, așa, da. Nu știu, poate au treabă, poate să trebuie să spune. Dacă vreți să vă spuneți, 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 până la final, o Vasile. Opa Vasile. Popa Vasile. Și nu Popa Vasile. Popa Vasile. Deci, domnule, de fapt, e din și Cavalerii. Popa Vasile. Veniți mai aproape, vă 1, 2, 3. Și bun, Cavalerii. Mi-e frică, nu mă primat. Nu-i care așa cu alea. Ok. Le ascultăm, nu? Ce pe cum te-a rezultat? Dacă am participat la toată ședința, nu e un problem. Dar te vădăm între cuvântul să discuteți. Domnul Popa. Da. Sper că bănuiți ce am de spus. Da. O vagă idee, da. Da. Deci, fiind la această oră, după 2 ani de zile, n-am primit un răspuns negativ sau pozitiv pentru cererea de mine. Nu știu de ce, ce să vă părește cu treaba asta. Încep să cred că este ceva intenționat. De la satul vorbește că deci dacă ai urma la primărie, te scoate de acolo, fă-ți bagajul și pleacă. Nu-i nicio problemă. O mai pleca cu oameni. Solicitările mele care le-am adresat, s-au rămas fără răspuns. Deci, chiar două anul ăsta, una în ianuarie și una în februarie, leopardă, în aprilie, acum. Știam că în termen de 2-3 de zile să dăm un răspuns. Așa e o lege, dar văd că nu se respectă treaba. Domnul Zuma, nu are nimeni nimic cu dumneavoastră și nici nu, nu știu cine vă sovează să vă faceți bagajele sau da. Ceva genul ăsta. Aici suntem în proședință statutară și constituțională Consiliul Local. Da. Eu zic că e singurul loc care ia decizii în comuna noastră, împreună cu aparatul corpului primar, cu secretarul, care poate să ia decizii vizionale de ceea ce ai dat. În rest, bârfii, povești, lasă-i acolo la ușă înainte să-i decizii și aici stăm în Consiliul Local. În rest, povestii și ceva în jumătate pe la, eu știu, pe la Crâșmul, prin vecin, nu știu, nu știu că nu frecventați așa. Așa, ce au zis pe acolo, o lăsați pe acolo, că e mai bine așa. Noi lucrăm în baza legii, pentru că avem o situație nu tocmai ușor de rezolvat, de asta și durează atât de mult. Încercăm să găsim soluții. Dumneavoastră nu ne puteți imputa nouă faptul că din 2011 sau din 2013 ați închis un IEI, o întreprindere individuală, da? Pe care e concesionat. Și acum veniți să ne imputați nouă că nu vă dăm terenul dumneavoastră. Încercăm să găsim o soluție, să vedem cum putem face. Deci, treaba asta. Legal vorbim. Deci nu are nimeni cu dumneavoastră și nu cred că are cineva cu interes acolo, așa după cum spuneți dumneavoastră. Interesul nostru este să rezolvăm în mod legal de asta. Și de altă parte avem o grămadă de alte probleme de rezolvat. Adică nu prea dumneavoastră ar fi una din ele luată în seamă. Dar vin toate la rând, așa, și încercăm să-l punem pe rădor și rezolvăm. Și mă repetam, să rezolvăm legal. Nu este o ușoară. Vorbim de terenul statului, vorbim de concesiuni, vorbim de faptul dumneavoastră, așa că spuneam, anterior, ați încetat un ați reziliat, practic, societatea pe care o aveați, pe care era concesiunea, e simplu. Iar dorința noastră este chiar să rezolvăm situația, nu... Deci, rezilierea societății a fost involuntară. Eu... Dar nu era grijă noastră, nu vă supărați. Nu trebuia să vechem noi asupra faptului că societatea mai este viabil sau mai este în perioada de valabilitate sau nu. Nu știu cum să mai spun ca să mă înființată de angajații de la
societate. Păi eu nu cred. Cred că la dumneavoastră eu a fost reziliat din Camera de Comerț. Sau cine nu a spus să reziliați? Precum că eu n-am făcut în numele societății nici o tranzacție. Și am fost acasă în societate de la începutul contractului în 2005 până în 2021. Fiind persoană juridică. Dar eu v-am adus la comisie și dar nu am dat nimeni niciun răspuns. Dar nu am văzut acolo țigări, băuturi, dar nu e vorba de vorduri sau, dar a fost rezistat cu societate, nu? Da, da. Parcă așa știu, nu? Ei sunt o vasele sau cum sunt. AFE. AFE, da? AFE. Da. La vremea respectivă, când s-a făcut concesionarea, o parte de dumneavoastră știți. Nu, este totul legal. Deci, intabulate reguli, este cadastrate. Dumneavoastră spuneți că ați plătit ceva. Probabil ați plătit taxe de autorizare anual de drept. Dumneavoastră ați declarat că acolo desfășurați o activitate, nu? Eu așa cred, asta am declarat. Urma să desfășură activitatea acolo. Care, din păcate, datorită da. Bacăului care mi-a găsit urbanismul în terenul extravilar, care am dovada, n-am putut să-mi fac ce trebuia să fac acolo. Am putut să fac un atelier mecanic. Deci sunt niște chestii care s-au suprapăzut la după alta. Eu n-am fost deja... Dar nici nu se te întreagă viață și vă rog frumos, nu mai aplicați urechea la tot felul de probleme. Chiar e foarte bine că au fost probleme acolo, în zona principală, apă potabilă. Am sunat, dar prin zonă, iese fum, e foc, m-am dus, am luat primele măsuri. Am fost acolo aproape, dar... Nu, 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 asta, camera de comerță, are să dea... Pentru lipsă de activitate. Lipsă de activitate. Nu, nu, nu. Ordinul de bunată. Exact. Nu s-au închisat atunci. Da, mă rog. Și de atunci, domnule, e cam în aia. Dar trebuie să găsim o formulă, o... Treacă contractul cu concesionat, trebuie un personal. Se vede greu, trebuie că... Nu este o specificitate, adică nu sunt lucruri care se întâmplă fiecare zi sau... Sunt la nivelul comunic, în orice mai sau orice mai sau orice mai. Sunt zbaba aia. Hai să... Cum? Da, să primiți domnul Zmău. Aia din a patra este de la... este repartizată din inima, că eu am fost în concediu medical cu 24-a. A fost o luni de zile în concediu medical. Aia din luna a patra este la mine. Eu urma să solicit compartimentului urbanist să vină, să vă cheme pe dumneavoastră la noi, să mergeți împreună, să stabiliți o dată și o oră de comun acord, să facem un proces verbal de constatare acolo și să vedem ce putem face, că nu-i simplu. Nu este simplu astăzi, am astăzi zile este joi, da? Vine 1 mai, după 1 mai, săptămâna care vin când? Poate să vină și marți, să stabilim o zi de comun acord. Marți veniți la primărie, la ora, la ora 10. E bine? Nu pot la 10 marți. La cât puteți dumneavoastră atunci? Când puteți, spuneți, stabiliți dumneavoastră. Frația, aveți program. Ca să pot anunța urbanism. Mi-ar fi la dar documentațiile respective sunt, doamna secretar. Sunt nu am niciun proces verbal de constatare din partea acolo. Noi putem face un proces verbal de constatare acolo, fără prezența dumneavoastră. Trebuie să veniți la primărie, mergi împreună, faci procesul verbal. Domnul Deliu a făcut chestiunea cerută. Păi da, domnul Deliu nu face parte din aparatul primării. Asta ați făcut o ridicare topul cu domnul Deliu. Da. Ați făcut este o ridicare topul. Acum nu e ridicare topul. Nu, o ridicare topul, am zis. Ați făcut o măsurătoare topul. Mi-am plan de atașament. Da? Deci, la primării și vedem ce de făcut, de unde începe și cum e. Nu se reușesc. Domnul Vasile. Domnul Vasile. Miercuri. Dumneavoastră, cu compartimentul de specialitate de urbanism. O să vin în teren la dumneavoastră și face un proces verbal de constatare. Asta este un prim pas. După aia, doamna secretar cu domnul primar și compartimentul de specialitate, o să vă spună pașii pe care trebuie să-i urmați ca să intrați în legalitate. Absolut nimeni, chiar vreau să intervin, că dumneavoastră ați pățit un lucru ce se mai întâmplă și chiar prin zona Cujnic. Și trebuie să o spun și în ședința de Consiliul Local. Nu știu cine se duce și să spună că
îi spune domnului Smău că sunt probleme, că îl dă afară din casă. Apoi le spune altora de pe Cușbic că s-a mutat asfaltarea de pe strada lor și îi pune asfaltul lui domnul Brânză la poartă. Bă, sunt niște chestii care sunt penibile. Și ar trebui să nu... Deci, sunt persoane care da, au prea mult timp. Nu e normal... Mie nu mi-a spus lui. Deci nu a spus, dar nu cum s-a scris domnul. Nea Mihai, deci tocmai asta e problema. Eu să le explic oameni buni. Nici nu domnul Brânză nu îi spune asfaltul la poartă. Că nici lui nu e prins în proiect. Deci sunt oameni care au timp liber și vorbesc aiurea. Și toate lucrurile astea se răsfrâng asupra primarului, asupra Consiliului Local și lumea crede că noi facem cum vrem noi. Sunt niște proiecte depuse la finanțatori, cum e depus proiectul, așa moare, așa se va termina. Și lumea își dă interesul. Dar ca să revin la problema domnului Vasile, ăsta e un prim pas. Nu, deci sunt niște chestii care nu sunt în regulă, nu e în regulă. Domnul Smor, e bine așa? Miercuri la ora 9. Doamna secretară a fost cu piciorul în gheps o lună de zi. Deci dumneai avea o revenit la serviciu. Miercuri la 11. La 11? Da. Miercuri la 11. Păi haideți miercuri la 11. Problema e mai mult din acolo juridic. Acolo nu mai gândim atelier, nu mai gândim aia. Din ce este din metru de nu asta e problema. Din natură juridică e problema. Să vedem cum o putem îmbrăca. Ca să stea piciorul este ilegal, să stai și la tarmă, să stăm și noi liniște. Pentru că noi tot discutăm de concesiuni, de vânzări de astea. Ai terenul statului și atât de puricat, să atât de mință de lucrat, nu s-a dat seama. Nu poate să aveți în aparatul primării juridic. Avem secretar, avem un aparat de juridic special. Veniți? Da, juridic nu Bine. Domnul Popa. Vă mulțumesc pentru că ne-am deținut cu ordine pentru Islas. Pentru animale. Am pus anul trecut de concesiune, am pus anul ăsta de pus, toată anul de concesiune. Domnul Popa. Pentru concesiune. Preferențial de slază cuiva, nu chiar nu avem un interes, dar și nici nu este interesat. Până la urmă, cu toții sunteți locuitori ai pământului, și vedea asta super real. Dar dacă la o anumită dată am avut scos la concesionare, s-a concesionat, așa vreau să înțeleg. Vădeți că eu am făcut din pe lucru, am unii pe obligatoriu, a fost public. Adică noi am scos la concesionare, acum putem să ne iei și dumneavoastră. Eu știu și ori să nu știu să facă solicitare. Noi ar trebui să avem izlase care să ne punem la discuție. Ori nu avem. Nu aveți? Nu. Trebuie să concesionăm. Nu. Gheorghe. Nu sunt. Și nu după. Deci când am avut doi întrebări, am spus că sunt urea. Anul trecut v-am întrebat, a spus că este izlase mașină. Unii izlase mașină. Era o bucată de izlase între unul și altul. Nu poate că unul a dat, au zis că asta nu era. Avem cereri. Dar te zic dumneavoastră, acum tu vrei să iei o studiu și primăria să-ți dat mare să-ți dea acolo. Nu, primar! S-a fost de zrazul vacilor, am avut doi, v-am cerut. Deci, totalul comună, domnul, haide să-ți înțelegi, vorbim unul și cu ăsta. Exact așa. Avem 114 de hectare, îți lasă comuna lor, vreau atâta îți lasă avem. Dar e concesionat, mai mult decât pe cine să faci. Domnul primar, am înțeles, este concesionat, dar nu ai cu animale, ce face? Nu știu. Păi cu ina asta ce fac? Chiar nu știu. Vreau deci dumneavoastră când vă cumpărați animale. Domnul Popa, când vă cumpărați animale, vă gândiți ce faceți de ele și unii nu ce n-a pășunat. Nici nu știu.
Nu trebuia să plece toată lumea care are animale în grad. Băi, omule, pot să procesionez prin zlatul satului, nu-i am. E zlatul un alt pe urmărișul. Noi, acum 3 ani de zile, eu sunt consilierul al doilea mandat. Da. Acum 3 ani de zile, înainte să se scoată la licitație sau să se concesioneze, să închirieze această pășune, vă spun sigur că au fost public, au fost oameni în ședință care și-au manifestat interesul. Deci vă rog din tot sufletul să nu credeți că nu, nimeni, nu, nu, păi nu. Modalitatea de anunț public, când se face ceva, de exemplu, și când se vinde un teren sau se vinde ceva sau se cumpără ceva, la vizierul primăriei și pe pagina de internet. Nu trimite, o secundă, lăsați-mă să vă spun cum e modalitatea. Nu trimite nimeni prin poștă acasă unui crescător de animale sau unui orice să-i trimită să-l anunțe. Dumneavoastră, ca și crescător de animale, oarecum fiind interesat, știți când se scoate la licitație și să vă depuneți dosarul? Acum, dumneavoastră, până ați mai avut vreodată teren închiriat sau concesionat? N-ați mai avut. Eu vă spun sigur. Dar nu, e puțin probabil, pentru că vă spun, au fost discutat, au discutat și în ședința de Consiliul Local, au fost niște chestii publice. Nimeni nu și-ar permite, vă spun, nimeni nu și-ar permite să facă pușcărie pe rog, așa, să ascundă chestiile astea. Că dacă s-ar ascunde chestiile astea, ar fi caz de închisoare. Dar vă, foarte bine să veniți, că sunt lucruri care... Foarte bine, asta este un lucru foarte bun, dar vedeți dumneavoastră, și noi în felul ăsta aflăm de situații și probleme care sunt în comunitate, că nu avem cum să le știm pe toate, dar dumneavoastră sau orice cetățean care are o situație așa, el trebuie să se intereseze când sunt. Ele s-au scos la licitația cu 3 ani, următorii 4 ani în zile, deci legea... Dacă se găsește și dacă mai există vreo bucată de teren disponibil, da. Domnul, dar știți cum e? Ne lungim. Nu știu, 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 nu ști
Și noi, pentru că avem câte o vacă, noi n-avem nicio prăjină. M-a sunat și a zis, suntem neamuri și nu ai voie să scoți caie pe deal. Dar știți destul de bine. M-am sunat și am vorbit cu dumneavoastră. Pentru că m-ai pus, mi-au pus și plan ca de teren privat. Da, privat. Nu ai voie să trăiești nici bani cu căruța sau cu piciorul sau cu ceva pe deal. Ce s-a închis? Trebuie să te pute o capă ce s-a închis. Nu s-a închis. Doamna, doamna Nuțu, cum da. Maricica sau ce? Nu, Nuțu... Elena. Elena. Nu are tare. Poți nu are. Nu are. Pentru s-a prezentat la concesionare, atunci la Chilea. S-a trimis la Agricole, Crislas? Da, cu o să ne poate prima. Nu să ne eu am crezut că există lumea și găsim o soluție care este da, să vedeți să spați mie cu care dacă o să analizăm și vedeți. Corect. Dumneavoastră, aveți dreptatea dumneavoastră și vă înțeleg ca și cum aș fi situația aia. Dar și noi, discuția pe care o purtați acum aici, trebuia purtată când s-au făcut concesionări sau închiriate sau contracte de închiriere. Asta nu înseamnă că este punctul de vedere al meu, așa cum este ea. Asta nu înseamnă configurarea. Asta nu înseamnă că noi vă alungăm de aici, nu. Ne gândim, domnul primar, cu toți, să vedem. Stăm de vorbă și cei care vă închiriate. Asta era ceva. Stăm de vorbă. Stăm de vorbă. Scuzam la ce te cine vine la Grigore, ce o venit la Grigore. Asta nu e discuție de putere aici. Vasile, domnul ești destrugar, da? Domnul primar, nu ai venit, tu ești destrugar, da? Destrugar eu? Da, nu ești destrugar? Nu, cine e destrugar? Soția ta? Nu. Soția ta, da, da. Când a venit domnul Grigore? Nu. Așa, explici și urmă. Domnul primar, o secundă. Da, 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 da. Așa, să vedem. Stăm de vorbă cu cei care au unii. Vom găsi o formă. Lăsăm o formă. Ca să trăiască și ei. Dar discuții cu așa, nu am o secundă. Nu suntem noi vinovați. Nu este vinovată nici conducerea primăriei de atunci. Pentru că dumneavoastră n-ați fost atunci pe felie. Vom găsi o formulă. Trebuie să găsim o formulă, să vă mulțumim și pe dumneavoastră și dumneavoastră. Dar nu sunt presa. Adică fiți băieți în față, dar nu vine mai să vedem. Pe mine, nici noi să vă promitem marea afacere. Faceți o cerere. Dar sunt cereri, făcuteți de anul. Faceți o cerere. Bun. Dacă se mai identific cu vreo bucată, da. Asta nu are. Este identificat, adică le-am numai. Nu poți să-l delați. Nu poți să-l delați. Să-și lasă să-i și ceva. Să-și lasă suprafața pe care Consiliul Local a înțeleagă. Cel care a concesionat cel mai mult teren
să-l invităm împreună cu domnul la o altă ședință și poate îi lasă și lor câțiva metani. Trebuie găsit o soluție. Adică totuși sunt niște animale care trebuie să existe. Trebuie văzut ce care au faci. Sunt condamnate la moarte că... Dar nu le duc o. Ajuta responsabilitatea de consiliul local sau de primar. Că nu ai pășuni pe un braț de caz, pe un braț care ți-a vrut să Deci, da, apelăm la bunătate. Voi ce-a promis? Da, vă rog. Da. Ce voi să-i vreau să spun la care rost? De la strâng de la Patei până la tata din Nu stăpărește nimeni. Dar de aici sunt de rușine sunt aici, de rușine sunt aici bine. Ia, băgați-i acolo cu căprii, cu toți să facă curățării. Da, să vă ieși la zborul, iau după. Nu iau după nimeni, de ce nu stăpărește? Că nu nimeni, sunt bine din lemnul din sate, dragi mei. Dar n-am treabă cu care ai de și problema cu care eu n-am probleme cu nimeni, doamne, de fapt. Eu mă am să vă zic, am și eu voi, am avut 50, dar le-am văzut că l-am avut dar fiind identificăm teren care a fost în Chiriac și nu este întreținut, asta vrea să spună. Corect. Nu este întreținut. S-a identificat, reziliem contractul și a venit și acolo de transfer terenul. E părut. Nu stăpânește nimeni, că altfel mi-am de amici de minimizare. Când trasat terenul, băi, faci-mă proiect, stăpâniți-mă. Dacă este terenul, este la bani, de modera stăra cu domnul Trăistarul înainte, la bani. Dar de acolo, hai, mă spuneți și acolo, să spun chestia, dar acolo e împăturit. Eu cred că tu vrei în spatele casei tale, eu vreau să... Hai să te ceamă și din jur. Dar în spatele casei mele, nu anul trecut, în spatele casei mele, eu, Fiorin, care l-am la mine, am mers, am făiat schinit, o schinit din asta. Din spatele grădinii mele, am făiat cu 2 hectare, 3 hectare de schin. Am tăiat eu acolo. Hai să facem așa. Și după aia au venit Nuțu și s-au apucat și ei să taie, să curăți izlazul anul trecut. Mâine o să apetez problema și cu urbanistul nostru, să vedem și cu topometrie, să vedem ce suprafețele au. Dar eu nu vă pot garanta că oamenii au chirii acolo și nimeni nu vă poate garanta că vom rezolva problema da, acolo. Da, sau da, 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 dacă găsim o soluție cu ei, pentru că dacă țineți voi nimic, dacă țineți voi rămăseți la, cum să vă spun eu, la mica înțelegere, voi cu ei să aveți și voi cu cățicari. Acum, dacă mă gândesc bine, bucata aici e păstare curățată de spiflă vreo ani de zi. Da. Unul avea, ăsta avea, Gheorghe avea și la bani, s-a curățat, Matei l-a luat și l-a curățat. Acum, așa cum o trebuie să dați clinica, să nu mi s-a dat. Mâine rezolvăm problema cu urbanii, să vedem ce trebuie la rest cu copul, da? Spune, domnul Cavalea, am să te țin, dar spune problema mea. Doresc înălțare ușoară și fericită. Doresc sărbătoare de înălțare fericită. Ce mai rău a dumneavoastră a venit să vadă ședința. Atât. Ce nu mai e? Ce e frumos? Dar ce să le puneți în coordinare, nu ați vreo? Nu e nicio problemă. Bună ziua. Avem 10 proiecte și trebuie să le discutăm. Deci trecem la primul proiect pe ordinea de zi, privind aprobarea înființării serviciului public local de gestionare a câinilor fără stăpân și a reglamentului de organizare și desfășurare la nivelul comunei Băgura. Bun. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți. Eu, domnul Rubec, pe care cunoaștem cu toții, asta e unica modalitate. Sunt fii cineva la discuții? Sunt prezinti șeful, vedem. Întrebare. Vorbim de un operator regional care va prelua sau operator? Eu, deocamdată, noi înființăm serviciul da. Pentru că așa prevede legea, nu poate... deci... Este obligatoriu. Este obligatoriu. Colectarea, sterilizarea sau... Moșul care se face. Am înțeles. Sau rezolvarea acestei probleme și poate, poate face numai în cadrul unui serviciu... Autospecializat. Autorizat cu tot ce ai făcut. Apoi acest serviciu se poate delega, nu? Sau poate se poate, poate fi delegat prin concesiune directă către o societate de profil. Da. O vedea și decizii. Nu, după ce... Dar zona metropolitană sau se mai desfășoară? Se derulează pe zona metropolitană, în desfășoară, da. În momentul când zona metropolitană se renunță la... La serviciu. La serviciu ăsta, da? Acum,
Ați văzut. Bine. Este astăzi că este un proiect de contract, la hotărâre? Da. Am priceput. Da. Cine este pentru? Abțineri? Ok, trecem la proiectul următor, privind aprobarea efectuării unui proiect de interes public, asfaltării suprafeții de 1990 sau 1984, strada Bujorilor, număr cadastral, situată în intragramul cu satul de Mărgura. Acolo era o... Bazinul Parcul Copil, da. Da, e strada Cartier. Bujorilor... Deci strada Bujorilor, clar, urmează să intre în... în inventarul comunii Mărgura. Da? Acolo se va face gospodărea de apă a, da, a comunii Măgura. Speră să se întâmple și lucrul. Și avem și o cedare, da, o donare, exact, de referent la o persoană fizică, nu? Nu, ea nu, nu poate. Ea nu poate îndona. Nu poate vorba. Îl are garantat la prima casă. Cine este? Votăm. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Știi, vreau neapărat să știi că acolo s-o face investiții ca altfel. Proiectul numărul 3, privind aprobarea organigramei statului de funcție și numărul de personal din aparat de specialitate al primarului, Comunii Mărgura și a celorlalte structuri și servicii publici și subordonate pe un local al Comunii Mărgura, început cu 1.5.2020. Deci, după cum știți, de-a fost aprobat un proiect foarte, foarte bun, zic eu, și cred că sunteți de acord și dumneavoastră, pe social, cu angajarea unui număr de 5 persoane, îngrijitor la domiciliu și un asistent social coordonator. Și ca atare trebuie să modificăm organigrama, ca toate aceste posturi să fie prinse în organigramă. Fondurile vor fi suportate nu în totalitate drept de la Ministerul Muncii, pe o perioadă de 17 luni. Perioada în care zic eu că serviciul ăsta are să-și arate și potențialul și eficiența, după care vom hotărâ ce vom face, cum vom merge în continuare. Dar eu cred că vom găsi și resurse și vorba echipii și alte surse de finanțare pe viitor. Dacă va fi un serviciu viabil și eu chiar cred că așa va fi, până la urmă putem întreține și din bugetul local și, bineînțeles, și din resurse atrase. Pentru că aparținătorii pot foarte bine să plătească o sumă către serviciu de asistență socială, din care să poate fi plătite salariile și tot ceea ce constituie buna funcționare a acestui serviciu. Eu zic foarte bun. Felicitări, doamne Elena. Dumnezeu l-a făcut cu aparatul de specialitate, chiar. Domnul Lucian. Chiar superiorul. Sunt patru aprobate. Precizare și apoi intervin eu. Posteți. Da, chiar dacă nu eram atunci, am apucat să-l fac înainte de a intra draftul. În mare parte proiectul de hotărâre știu despre ce este vorba. Era obligatoriu să fie asistent social acolo, înființat așa cum este structura care ați văzut un proiect ăla care ți-a aprobat dumneavoastră. Cred că pe 27-a, 3-a. Da. Da. Dacă atunci am intrat eu. Nu, pe 7-a, 3-a, când nu știu că am făcut. Altă. Da. Așa. Nu e un efort deosebit pentru consiliul local, pentru că postul ăla de asistent social... Postul ăla de asistent social va fi ținut de doamna Elena. Nu plătim încă un om. Păi, asta era o întrebare. Este obligatoriu să fie... Este obligatoriu, mă scuzați, domnul Lucian, dar... Da, vorbiți, deci eu căutam ceva. Este obligatoriu să avem exact 5 oameni angajați în postul de... Nu, era fundamentarea ca să treacă proiectul. Am înțeles. Ideea este în felul următor. O parte din banii care sunt la primărie, care a zis în proiectul acela, de fapt, este sunt salariul doamnei. Pentru că ea va susține partea de asfaltare socială. Nu mai aducem încă unul. Da. Asta a fost, da? Da, așa mi-a explicat Elena. Da. Elena a scris că ea nu învăța cum e. Nu e partea de... Da, e care sunt cății mai lui care... Sunt patru aprobate la nivel de sat și cu ea și cu ea. Da, e. Proiectul ăsta vine mână în mână cu o finanțare care se va lansa pe data de 5 mai pentru construirea de centri de zi, îngrijire persoane vârstnice. Primăria Măgura se află pe lista la nivel național. Avem în jur de 500 de persoane care sunt înregistrate ca fiind vârstnice peste 65 de ani și care ar necesita îngrijire la
ori la domiciliu, ori la centru de zi. Să dau în jur de 1.200.000 de euro pentru construirea unui astfel de centru de zi. El este echipat, va fi echipat cu sală pentru psiholog, pentru kinetoterapie, foarte multe cabinete inclus în acest centru de zi. Să dau bani pentru construire, pentru dotări, o mașină electrică pentru transport la domiciliu, pentru că se poate, el trebuie să funcționeze, să ducă până la 50 de pacienți pe zi, nu simultan, pe zi, pe așa, sau 25 de pacienți la domiciliu. Construire, dotare, plus o parte din cheltuielile de funcționare. Interesant. Sunt 1.200.000 de euro. Modalitatea de depunere, la nivel național, sunt bani pentru vreo 70 de astfel de centre. Primăria Măgura este pe listă. Nu e foarte complicată depunerea. Se depune o notă de fundamentare și un deviz general. O firmă de profil poate întocmi o astfel de notă și un deviz general în vederea depunerii. Inițial, depunerea trebuia să fost pe 24 aprilie și au amânat-o până pe data de 5 mai. Se depune cu nota de fondamentare și devizul trecut prin Consiliul Local și terenul identificat, să știm că există un teren, nu știu dacă pentru astfel de construcții trebuie o amprentă la sol de 3-400 de metri pătrați. Păi eu nici avem numărat dacă ne putem pleacă ce avem noi. Pentru că vine, se cuplează, se mulează foarte bine pe proiectul ăsta pe care noi deja suntem integrați și m-am uitat pe greu la depunctaj. Dacă să derulăm și noi derulăm momentul de față, avem un punctaj superior față de alte primării. Dacă avem servici în ființă. Da. Bine, ăsta pe care clar o supunem la vot, dar e o paranteză și zic că... Da. Da. Eu solicit întreținere la domiciliu. Aveți 67. Da, 67. Da. Bun, să votăm, okay. Nu? Votăm. Cine este pentru? Cine? Împotrivă? O să vă trimit ghidul pe WhatsApp, doamna secretar. Da. Eu îl trimit, domnule Gureș. Trecem mai departe, doamna secretară, da? Proiectul 26, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai iunie 2020. Propun de domnul Berușcă. Eu accept. Ok, domnul Berușcă acceptă și ar trebui și un suplent. Da. Nu, dacă domnul Berușcă are o problemă și nu poate... Haideți să votăm pe domnul Berușcă ca titular. Ok. Cine ești este pentru? Da? Cum ai invitat, da? Domnul Berușcă. Deci, trebuie. Sunteți pentru? Cum? Nu, supleant. Un supleant. Da, un supleant. Supleant, cine propune supleant? Sunteți zonă, adică sunteți în zonă, în mai serviciu. Supleant în situația în care nu mai cine face? Dacă nu mai președinte, știți? Ai, propun pe domnul Tresaru. Da. Domnul Tresaru. Ieduț. Da. Schimbă la desma. Cred că a fost și la trecut. Da, da. Votăm supleantul. Cine este pentru? Da. Abținere. De regulă președință. Proiect de hotărâre numărul 27 privind alocarea imobililor cu numărul cadastral 65223, 62109 și 64780 aflate în domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău. Domnul primar, vă rugăm să ne dați câteva amănunte. Deci avem trei suprafețe de teren la gospodarea din acum a localității Măgura. Exact. Una cea de sine pe care o știm cu toții de la gospodăria de apă din 2000, cred, în 1999-2000, când a fost construit de bazinului, la gospodăria veche și celelalte două suprafețe pe care le-am cumpărat noi anul trecut, cred că, în cursul anul trecut, da. Ca să putem construi acolo, este necesar să le alegem grupul ăsta cu trei documentații cadastrale. Nu știu, Domnul
când... Dar vedeți să faci un pus curat, ceva acolo... Acum, nu știu, vedem că e și o licitație și... Să-ți fie repădere. Dar ca idee pentru orice vreți să construim în viitor, este necesar să avem... Este necesar să avem o singură domnule asta, da? Ok. Cine este pentru? Motivă, abține, nu. Proiect de hotărâre numărul 28, privind aprobarea vânzării unui teren concesionat aparținând în domeniul privat al comunei Mângura, pe care sunt verificate construcții. S-a făcut cineva în conflict? Cine, doamna? Doamna Țițu. Doamna Țițu. S-a făcut cineva în conflict cu doamna Țițu? E doar vecina mea. Atât? Dar poate să le luați în drumul de aici ceva. Nu. Este casa acolo, deci sunt făcut evaluare. Da, doamna vrea să vină mai din străinătate, să plăsie acolo. Are valoare făcută, are tot, da? Da, are valoare făcută, cine este pentru, votăm, da? Ea e noroc cu asta, oricum o cumpărea fie prin cartă. Până la vot? Cine este pentru? Nu? Abține? Ați văzut, vedeți dacă sunt potrivită. Da, stă cineva acolo acum? Da, nu, că ești îngrijit totul, îngrijit, da, vin. Acum două săptămâni era acasă femeia, când eu a intrat ăla cu mașina în gardă. Intrarea, mă gândeam. Da, era acasă ea. Am sunat-o și i-am zis. Ea săraca nu a auzit. Eu am ajuns exact când nu intra băieți, după ce intra. Știi că era cu ochii în telefon, când eu spui. Eu am fost o reparat. Da, imediat, mai întreabă. Mi-a făcut poza asta cu ochii, era la mare, ea întâmplător. Da. Ok, trecem la proiectul 29, da, vă rog să fiți atenți, da? Proiectul 29, privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunii Mântura. Deci este vorba despre facilitatea de contare a acțiunilor de transport, da? În sumă, da. Cine să fie la cuvânt? Domnul Brânz. Reprezentați cu ei sau cu deci e discuție, vorba da. De susținerea financiară. 7,5%. Da. De câți bani? De câți bani? Sigur, un transport către serviciu și... Câți bani și care sunt persoane? Nu sunt minimi bani. Vedem atât, 180 lei persoane, ceva de genul, maxim. 180 lei persoane și lună, sunt 4 persoane? Da. 4 sunt salonul și așa. La mare bine. Dar tu zici că nu știu. Deci, doamna, cum vorba la primar, Răzvan, cine mai spune la el? Da. Deci, doamna secretar, urbanismul și doamna... Costică? Poliția. A, Costică, da. Există alte primării care au aprobat așa ceva? Foarte multe? Există și ședințe care au contestat prefectura și l-au câștigat în instanță, deci... Dar nu fac să știți că la cele două, deci ați scris în proiect niște hotărâri ale Curții Constituționale, parcă, da? Nu, ale... Decizia Curții de Apel. De Apel, Iași. Sentința Tribunalului. Nu m-am uitat în decizia da. Și nu se referă la decontarea cheltuielor de transport zilnic, ci se referă la decontarea unui cheltuiel de transport cu zbor cu avionul în străinătate pentru un stat medical. Decizia vă dau, eu vă trimite cu apă, de calculator. Și mai aveam un... Da. Dacă nu mă să mai scrie nimeni la urmă, mai aveam și o observație. Fiecare om când... Și alegi un job, da, și alegi și distanța la care merge la servici. Asta e. Nu am terminat, dar nu am făcut. Obligativitatea să iei. Acum așa este cartea, dacă e să o luăm așa la una Băieceanu, și profesorii sunt pot, eu știu, persoane care au și-au ales jobul ăsta. Da, da, profesorii uneori au fost detașați. La un metru școală. Și-au ales ei școala. Nu e în funcție, unii au câștigat concursul și cum au căzut în note, de da. Ok. Mai are ceva? Mă scuzați. Nu-i problemă. V-am întrebat. Vreau să ne facilități și dumneavoastră. Nu, dar să-mi spus o întrebare, scrie efortul bugetar și să-i înjuri deja ce scrie și la trei. Da. Problema e în felul următor. Zic eu. Cântâmparea face ca persoanele respective să fie și persoane de bază ale OAT-ului. Dacă stăm așa, vreau să se gândim. Asta este adevărul, de ce nu?
Și nu s-a pus niciodată problema mea, dacă trebuie să mai vine o dată de acasă, ia cabine de acasă dacă e cineva și mai vine o dată. Și da, să știi. Cum mai și efortul mare, nu aici ar fi pierdea, nu chiar atât de mare. Punctul meu de vedere. Și zic, omul e atât de mare. Eu cred că... Eu cred că orice... Toate persoanele angajate în aparatul de specialitate al primarului sunt persoane de bază, nu? Nu cred că sunt numai 4 sau 5. Toate, altfel, nu știu de ce sunt locul acolo. Eu aș spunea ceva. Așa ar trebui să fie un vârf. Așa un vârf. Ei, este practic au făcut într-adevăr un efort deosebit ca să ajungă sunt primul dar toate cei în localitate. Eu vă mai întreb ceva, domnul primar. Vă rog. M-am luat, așa să zic, între ghilimele de domnul polițist local, de mai multe ori. Foarte bine. Să o mai știu asupra. Poate mai este ca domnul polițist. Multe ori mi-a răspuns că n-are cu ce să deplaseze, că n-are mașină, una, și că s-a deplasat cu mașina lui, dar n-are benzină. Păi, nu facem o discriminare? Asta nu este benzină, este motorină. Unde vrea să depaseze? Unde vrea să depaseze și nu are cu ce. Trebuie să depaseze. Este, normal. De exemplu, eu nu iau partea, dar de exemplu asta... Autoturismului primării, din dotarea primării, sunt la dispoziția personală, nu neapărat la primare sau ce. Nu întotdeauna. Nu totdeauna, dacă îi plecat primarul cu Biac, îi plecat primarul, și dar cred că poate un bărbat mă și pe Răzvan Daugan, îi spune ăsta ce eu ia. Chiar și domnul polițist local, nu era o problemă să sau neapărat. Eu am întrebat. Întreaba asta. Astăzi, țiganii care au ieșit cu pietre, da. Au ridicat țevile de care s-au scos de la acasă. Le-au luat pur și simplu. Eu am sunat. L-am sunat pe domnul polițist și i-am zis, și-o intervenit, și foarte bine. Mi-a reproșat, că intervenit cu mașina lui personală, că nu au cu mașină. Și că nu-i problemă. Și ce se face? Ți-i deportăm combustibilul? Nu ți-i deportăm de la de acasă. A intervenit și eu. A fost o perioadă când am întâlnit. Era mort, dar sunt destulat și morți din el. Acum sunt două mașini și altele. Și alte mașini. Dar nu stau toate cum stă mașina, cum stă Dastru la primărie. Dacă și pe perioada cât e omul bolnav, deci de primară, să stă mașina acasă, dacă sunt. Sunt de acord cu dumneavoastră. Toate mașinile sunt mașini de serviciu, trebuie să stea la ora 4. Urând ce spun acum, dar stai de acord. La ora 4, cheia și mașina la primărie. Ca mașina să stea la primărie. Doamna, să dau față cimitirul central, pe cimitirul evreiesc. Și din alte părți, dacă le arată da, este o situație pe care o să mai discutăm. Există o inițiativă parlamentară în sensul ăsta pentru personal de primării. Că nu e supus dezbaterii și aprobării, dar există, într-adevăr, pentru personal de primării, pentru decontarea cheltuielilor transport, pentru primării din mediul rural. Dar nu este lege. Încă nu-i lege. Nu, e de... Pentru cei care vin din altă localitate, din Cuba, și pe cei care sunt localitate. Ok, mai dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Putem, da, spuneți. Simite, poate că și este. Au avut obiecții? Da, da. Vis-a-vis de aspectul ăsta? La noi? Da. N-am mai făcut până acum așa ceva. Asta e afirmație, nu-i trebuie. Deci nu am mai avut până acum deportarea și lucrurilor. Ce e chipina de transport? Dar au fost ceva cu benzina. Fost pentru abonamentele de autobuz. Aia pentru abonamentele, da. Au fost tot din de cont. Deportarea asta se face și asta într-un cadru legal, nu... Nu fost copii, nu am vrut și să pretesc că vii de ora să duc acolo. Fă invers, adică dau un exemplu așa, nu. Dar acolo era o chestie care nu prea era și ne-au ajut. Da? Câte lucruri de scoveri, sau da bani înapoi. Asta e. Deci, este un proiect, îl supunem la vot, fiecare decide cum votează. Cine este pentru? Abținere? De abții? Da. Da, știu. Am niște semne de întrebare, că un domn trebuie să spunea ceva personal. Am niște semne de întrebare că nu-i încă e regulă, nu știu. Fără, deci, Doamne ferește, că n-am nimic, că colegii noștri, cei din primărie care beneficiază. Da, nu e de ușor înapoi. Da, nu. Ceva nu-mi bagă mie în regulă.
Dar nu zic că contra, n-am nimic. Delegalitate, eu cred că este îmbrăcată de legalitate. Doamna secretar, cred că avem grijă să o ofendă în spiritul legistic, așa. E o facilitate care poate fi acordată. Noi sunt extraordinar. Și am găsit comisii pentru sursă. Eu nu fac discuții cu marginea proiectului ăsta, că a văzut că semna cineva pentru, da? Nu eu am semnat. De pentru care bine să fac ține, da? Da, doar vă prezint un aliniat. Îl citesc pur și simplu din codul administrativ, articolul 129, unde scrie atribuțiile Consiliului Local, ca să vă clarificați dumneavoastră. Nu? Consiliul Local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități potrivit legii personalului angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local. Am încheiat citatul. Corect. Da? Totodată sunt trei modalități de vot, nu? Pentru acțiunea. Da, da, zis că dacă e o problemă de legalitate. Am scris doar articolul. Pur și simplu am făcut un citat, nimic altceva. Da. Un citat. Deci, dar nu numărat. Deci, încă o dată, au fost două abțineri, da? Nu înțeles bine? Eu și doamna Soia. Poate cum, ca să nu, când scriu și bun, mă uit să mă greșesc. Mergem mai departe. Proiectul numărul 30. 8. Aici acum îl discutăm. 1 sau 2? Taci. Sau 2? Nu. A, la 1 sau 2? Păi nu, îl discutăm. Varianta 2 diferă doar niște data amănunte. Dar anexa este prima, nu s-a modificat anexa. Deci proiectul de hotărâre numărul 30 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului din Mădura și a serviciilor publice subordonate în Consiliul Local, începând cu 1 a 5 a 2023. Da. Vreau să vă scrieți la cuvânt. Domnul Vlad. Întrebare. Am văzut acolo că sporul de 15% va fi integrat în salarii. Exact. Asta înseamnă că fondul de salarii nu crește. Fondul de salarii nu crește cât foarte puțin, trebuie să vă spun că am mai ajustat cât un pic la fiecare, dar nu sunt substanțe. Adică dacă vorbim de 15% poate 1% ceva, la... Păi totuși, creșterea este de 13.000 și ceva de lei pe lună, nu? Nu doar la secretar, parcă nu ne-aș prezentat. V-am trimis pe... Da. Poate îți destui salariat, adică nu e jos puțin și toate au... Acum dumneavoastră, 13.000 și ceva de lei pe lună, înseamnă 150.000 de lei pe an, înseamnă 30.000 de lei. Da, să știți că nu le simt partea, dar... Ați oblit pe doamna Sorina. Nu știu, sigurul foarte mare. E 13.000 și ceva de lei pe lună. Vreau să discutăm. Iar ideea de a fi... Să luatem calcul și posturile noi, în ăștia 13.000 de lei. Da. Este posibil să fie și posturile noi, nou înființate. Nu, scrie la noi. Păi da, dar noi acum am... Nu știu. Nu știu asta. Asta trebuie să ne spun. Eu am cerut. Pentru că acum când se ia în calcul, noi acum am înființat un compartiment nou cel, și angajăm niște oameni. Da, da, oamenii aia nu sunt angajați. Deci, a dat, doamna contabilă a dat... A dat pentru... A, ce e sistem? Am înțeles. Am de ce pot. Mai eu mai am o întrebare, dacă domnul Vlad a terminat. Da, asta era întrebarea. Deci, eu am înțeles din raportul de specialitate a doamnei contabil, deci discutăm, domnul primar. Da, domnul aici. Deci fiecare spune părerea, nu? Suntem în Consiliul Local, suntem cu să-l spunem în bucătăria noastră aici. Exact, și fiecare spune părerea, întreabă, ce ea suntem aici. Chiar nu. Eu am înțeles din raportul de specialitate exact ce a spus domnul Vlad. Că acel spor de condiții vătămătoare se ia și se introduce în salariu. Da? Și foarte bine, că și așa era cam... Poate îi veneau, poate îi veneau. Știți ce? E posibil să fie. Se propune renunțarea. Ăla putea să interpreta. Exact. Ultima minute, ce se întâmplă. Dar în afară de ăla, mai apare un... Dacă mă întrebați pe mine, eu da, vă astea cu sporurile astea... 13.654 este
efortul bugetar nu a ajuns. Da. În afară de cei care vor fi angajați, care știu că am dat nu s-a angajați. Da, mă, să știți că sunt primării care aplică deja, eu nu știu de ce și nu știu cum școală, dar trebuie să spun la 3.000 salariul minim brut în țară. Da, mă înțeleg de ce, nu știu. Noi nu ne-am bazat, dar noi nu ne-am bazat, dar există niște hotărâri din Consiliul Local, dar niște probabil, dar nu ne-am bazat, dar să raportează la 3 milioane. Păi atâta, e 2023. Vreau să... Da, dar nu avem încă nu vedem. Pentru mediu privat, da, dar păi nu, sunt niște primării care și-au asumat. Noi, în istoricul nostru, am mai făcut o dată de așa. Mai mari și plate primării și o bună bucată de timp de la... Eu mai am o spate. Au fost o salarii de mult mai mici. Eu zic că efortul pe care îl fac la scopirii care sunt acum în fiecare 10 la plate. Problemele astea cu care ne confruntăm și lucrurile. O astfel de ajustare, cred că... E binevenit. Nu, haideți să discutăm, haideți să discutăm. Nu, doamna Sorina, permiteți, vă rog, să discutăm cinstit. Este fantastic de mare. În ultimii 4 ani de zile, salariile bugetarilor și a funcționat doar din primăria Măgura, când ne raportăm la angajații primăriei Măgura, n-au crescut în ultimii 4 ani de zile. Ăsta este adevărul. Acum, eu nu lucrez în privat. Cred că și să vă spun și de ce, vă spun și de ce. Am avut o ședință la care le-am explicat și le-am spus direct în față, angajaților. Primărie. Știți de ce n-am dat cu eficienții maxim, așa cum s-au dat la alte primării? Când am intrat primarul în 2016, spre rușinea noastră, aveam undeva la 30% rată de colectare, taxe și impozite în localitate. De asta. Păi nu poți să-ți trebuie să dai niște salarii, mai când tu nu ești în stare cu banii care aduni salarii să le susțin. Acum a crescut, într-adevăr, am ajuns aproape la 20 miliarde de lei, la 2 miliarde de lei. Este altceva. Merită și să ridicăm un pic. Eu așa zic, cum e? Că nu e făcut niciun efort gratuit, așa, sau de dragul meu sau altul. Eu chiar cred că nu e. Eu vreau și eu să mai întreb ceva. Mai vreau să întreb ceva. Pentru că am lucrat numai în mediul privat. Sunt obișnuită ca coeficienții ăștia de salarizare să se facă sau să se dea și în funcție de performanță și în funcție de responsabilități de funcții respective. Sper. Da. Și am văzut pe coeficienți, vă dau un exemplu, consilier, nu știu ce, toți trei, nu știu cât, 0,2. Și acolo intră mai multe persoane, cu același coeficient, da? Toți cei care sunt la gradul de consilier și... Indiferent de responsabilitățile care le-au, nu? Păi eu cred că au responsabilități privați. Adică cum îi departajați? De făcut un regulament, ceva, nu știu cum. Eu vă dau un exemplu. Vreau să vă spun că eu, dacă sincer, nu am fost de acord cu așa ceva. Nu sunteți de acord. Nu am fost de acord. Da, e bine să-i plătești și fiecare în parte funcție de acordul pe care și-l aduce. Dar vorbim din sistemul în care, de primăria Măgura, în care avem 15 angajați care muncesc față de alte primării care au pe 30-35. Da. Nu avem o... Deci la numărul de persoane pe care l-are Comuna Măgura, la numărul de persoane pe care l-are Comuna Măgura, credeți-mă că compartimentul primăria are puține angajați. Da, eu știu. Asta e adevăr. Și condiția. Dar eu mă gândesc că este o responsabilitate să semnezi niște acte pe care le primiți la... Corect. Așa, semnezi niște orice, acte... Orice greșeală pe care o poți face din voluntar, întoarce împotriva ta. Dar noi n-am vrut să spunem că noi avem niște, poate avem niște supărări. Oameni nu sunt. Adică din grupul care sunt toți băgați în aceeași oală și totuși din ăia 5, 6, 3, câți ori fi, care au responsabilități mai mari, dacă primesc cu spor, e ok. Da, foarte coeficienți ăștia de ierarhizare. Coeficienți de ierarhizare.
nu sunt pentru funcții și gradații, adică, de exemplu, bine, am înțeles, într-o primărie, nu, într-o primărie nu poate depășească leapa prin viceprimarul, da? Ei, dar până acolo el merge cu 2, 3 sau 4, în funcție de pregătirea de specialitate care o are, nu? Așa s-a locat, cu eficient de ierarhizare, eu așa zic. Pentru că poate fi un contabil care are studii superioare. Poate să fie, să spun, dăm un exemplu, cineva, nu știu, nu am noțiunea ierarhizării într-o primărie, un secretar sau altul, care nu îndeplinește condițiile contabile, de exemplu. Dau un exemplu, poate să fie plătit cu 3 pentru că atâta prevede coeficientul lui de ierarhizare și... Acel nici nu putea să fie angajat, mă, dacă nu. Acum asta ați văzut acolo că sunt diferențe cam mari, de exemplu, la 3.2 la 4, da? Da. Secretarul are 4, corect, cu eficientul 4, pentru că nu are spor din echime, da? Corect. Să dau spor din echime, da? Nu. La ceilalți au 3.02, 24,5% spor din echime. Deci, ce e tot acolo? Și ia undeva salariul unui angajat care vine din spate, ia mai puțin cu 67,3% cu secretarul. Deci cam aici e diferența. Pentru că la ei se adaugă sporul din echime, la secretar nu, pentru că e funcție de corect. De asta, diferența pare mare, când vă uitați, da, într-adevăr. În primar. Da. Dar pentru de asta sunteți inițiatorul proiectului. Da. Dumneavoastră îi vedeți în fiecare zi pe toți funcționarii din primărie. Îi vedeți. Și îi vedeți și știți foarte bine cum funcționează lucrurile. Da. Acum și doamna Sorina, poate și unii dintre noi, uneori, poate am mai văzut anumite lucruri, poate nu ne-au convenit și ne s-a părut că cineva nu își face treaba. Dar eu zic că persoanele au din 5 mai puține, adică nu... Eu, unul personal, am poate o singură chestie despre o persoană care consider că nu-și face treaba. Săracul unul nu mai este, celălalt nu mai este, că și-a pierdut contactul de muncă. Mugurel nici celălalt nu mai e. Da. Dacă ne-a să considerați, eu unul zic că după 4 ani de zile să se mărească salariul, mi se pare de bun simț și normal și... Da, dar nu-i vorba de mărire, nu știu dacă... Eu cred că e o reactualizare aici, practic. Diferențiere există. E o mărire fizică. Diferențiere nu dai seama. Exact, asta e ideea. Deci nu e o mărire, Lucian, e o reactualizare după coeficient de ierarhizare. Deci nu e o mărire criterilor la salariu. O zis domnul primar că de la caz la caz s-a mai schimbat puțin coeficientul, dar s-a schimbat în termeni legal, că ai o marjă de la 2 la 3,5. Da. Poți să-i dai la o funcție până la 5 gradați, de când mergi cu marjă. Nu. S-au dat preferențe, sau la se dau și... Da, mă, da, corect, dar și coeficientul ăla, tu ai o marjă. Unul care a venit acum 3 ani nu poate să aibă ca unul care a venit acum 5, 20 de ani. Bun, trecem la vot. Deci, la vot. Doamna președinte, doamna președinte, supunem la vot. Nu e inclus în coeficientul ăsta, nu? Știți cum e, doamnă? Peste tot s-a făcut reactualizarea asta, da, s-a mai adunat în aceeași formă. Deci una vise alta, dacă vă întrebați cum ești vreți să auziți din gura mea, dar de adevăr nu ceasă. Deci sunt numai care ne-a văzut mai cum mă dare. Deci, din socoteala mea, e un efort de 150.000 de lei la nivel de an, da? Sursa de finanțare. Aici e problemă. Bugetul de venituri și cheltuieli. La Puțu Găi. Aici. Da, nu se iau din investiții. Din investiții nu. E tot din funcționare. Tot din funcționare. O să mai rectificăm, vom vedea ce facem. Să știți că nu o să... Exact cum spun Lucian, după 4 ani de zile, am gândit totuși să ne ajustăm un pic salarii. Pentru că 4 ani de zile au stat cu coeficienți mult, mult prea mici față de alte localități. Bun. Așa cum v-am spus, pentru că nu mi s-a părut corect să plătim niște salarii din bani din alte surse decât, să zic, din cele locale. Adică să nu-ți adun nici măcar banii de salarii. Trezești la vot la nivelul 2 care îmi discuți mai are o întrebare. Nu, nu întrebare. Nu, mai gata. Haideți să o gândim așa, pentru că tot ne lungim pe tema asta, așa, aici ajungem ca să spunem la vot, dar vă spun că este normal ca să le dăm noi pe 15%. Sunt puțini oameni în primărie. Că dacă vin, fiecare ne vede acum în parte, vezi că fiecare are ceva de făcut. Unul și-o face mai puțin sau nu e nimeni de cum și-o face, dar vrea, nu vrea, nu și-o face. Dacă și-o face așa nu știe prima dată. Trebuie și-o facă, nu? Hai, mă dau, vrește, alții nu mai e. Mai sunt care pleacă în concediu, care mai stau, care mai sunt în concediu. Da. Deci dacă nu aș fi făcut, dacă nu ar fi fost o situație în care chiar să te regăbesc în care salariul nu aș fi făcut, nu au făcut niciodată să ridică salariul.
Ha, două. Hai ce spunem. Deci ați trecut în 3 și 26, care e? Am zis că e mai evident. Ziua mă, e cu pericol după 3. Nu, nici un pericol după 3, nu, dar de obicei... Poate da, rămâne din vigoare, nu știu, doamna Solina, haideți să puneți la vot. Cine este pentru? Hai să stau. Cine este pentru? Abține? Potrivă? Nu dumneavoastră sunteți la primărie și aveți nevoie de ajutorul lor, doamna Solina? Da. M-am măsurat și cu Transilvania, am 17 ani, cred, la ei. Care e cea mai comisionată? Și două luni. Nu le-au comisionat nici, dar mai au alte bani. Accesori, nu știu. Am văzut că spaginii întregi acolo. Să vă la și Transilvania. La cea? Cea mai bună variantă. Transilvania la... Cu Transilvania la POS. Și nu te merge cu... Transilvania, mă scrie. Cei mai avantaj și mine, cei mai avantaj. Și capital, au capital românesc. La 100% capitalul românesc. Îmi spari colegi să lucrăm cu ei. Vreau să fac o precizare. Ce benzi au înțeles? Da, la cei benzi ești foarte încârcit dacă ai văzut acolo. Am văzut foarte încârcit. Atât din încârcit din prima opere. E ca la ce? Nu deja așa. Deci sunteți de acord? Da. Pentru? Transilvania. Da, asta e apanajul executiv. Asta e apanajul executiv. E o propunere, o sugestie. Sugestia. Și dacă ați analizat și cea mai rezultat, poate proiectul 32, privind aprobarea încetării contractului de concesiune, numărul 35-27-2-2001, încheiat cu Nițu Constantin, pentru terenul situat în sat Măgura, Cofna Măgura și Cofna Măgura. Deci este cel care a avut un garaj. Un garaj în spatele cămerii, așa pare anunțat. Articolul 10 aliniatul 4, un garaj cel care a trăit în sala ăla, nu? Da, așa, nu știu, dar nu vrea să fie la mine. Și acum rămâne. Ce rămâne? Liber de sac, îmi face așa. Sfinti pentru votăm, da? Da, nu, nu. Poate mai are vecine. Domnul Nițu, cum votați? Pentru. Pentru, da? S-a ținut cineva? Nu. Domnul Jumar, vreau să vă rog să facem și o mică discuție, adică un mic... S-a terminat un telegram. Pentru o realizare diverse, da? Nu scrieți. Vreau așa, de la stânga la dreapta. Domnul Jumar. Deci nu aș vrea să fiu foarte lungi, dar hai. Cine mai vrea? Doamna Crezu, Carmen sau Părere? Carmen. Da, unul meu o să vă las. Mai este? Și eu. Domnul primar, două întrebări. N-am mai urmărit, sincer, portalul de licitații. Pentru licitația de apă și canalizare s-a înscris cineva? Deocamdată
făcut, din câte știu. Da, s-a scos la licitație, nu? Este scos la licitație, da. Până pe 11, până pe 9 mai. Până pe 9 mai. Da. Aveți vreo informație așa neoficială, o fi cineva pe acolo să vreți, o deschis ușa, o ceru caietul de sarci, nu? De... Ai, nu, caietul se poate descărca din portal. Dacă ai cont, l-ai descărcat, da. Nu trebuie să vină nimeni să ceară la primărie. Sincer, da, mă, să fie marisarul, dar nici nu putem, fără reacție, nici nu putem face. La crap. Puțin, la crap. Da. Da. Nu putem face discuții prea profundate de tema. Asta e licitații față de licitațiile anterioare, 3 la număr, s-au actualizat. Acum s-au actualizat și prețurile și gândesc că ar trebui să fie interes din partea, diferența din partea constructorilor. Un milion de euro sau e diferența în plus? Da. Un milion și ceva de euro, diferență față de alocarea anterioară. Ar trebui să întâmple. Bun. Păi asta înseamnă cam 20%? Să ajungem la 5 milioane de euro pe total. Adică, adică față de alocarea vechi, 20%? Cum puteți vedea și fizicat, dar asta ține cât de publică fizicat, cred că puteți spune și suma, nu, doamna secretar? Da, nu știu. Este 5 milioane de euro. Este fizicat pe 38 de milioane de lei. 38 de milioane de lei? Da. Ah, mai mult. Spre și toate zonele din Mălgurat, pe apă scalată? Nu. Inclusiv DN11? Aproape 6 milioane. Aproape 6 milioane de euro. Da. Este cum a fost studiul aprobat. 2020. Bun. A doua întrebare, a doua întrebare, domn primar. Cine mai puteți spune de proiectul dintre Cușbic și Răzășii, cel de pe Angel Salini? Cușbic? Da. Deci pe Angel Salini am semnat contractul, după cum știți și dumneavoastră, suntem la PTH, cred că în jur de 8 mai primim PTH-ul. Proiectul tehnic, da? După ce se avizează proiectul tehnic, poate fi scoasă lucrarea la licitație. Scoasă la licitație, da. Noi primăria. Noi primăria, da. Minunat. Înseamnă că putem să avem asfalt anul ăsta. Avem șanse să-l facem anul ăsta. Până pe 20 mai, 25, poate până la sfârșitul lunii mai, e părindică fizica. Mare Dumnezeu. O grămadă de procedură. Câți kilometri sunt acolo? 2,2 kilometri. Vorbim de strada principală Cușbic, nu? Și face dreapta către între vii, nu? Nu, nu, nu. Eu vorbesc cu urși din Cușbic. Urși din Cușbic. Și ieși în metal, da. Am tot sensibil. Urși pe sensibil. Și faci din bol. Poate bol. Da? Atât. Perfect. Mulțumesc. Nu, am neajut. Domnul ce se întâmplă cu bazinul? Bazinul care merge, am plasat în dealul. Cu bazinul o săptămână care vine în spate la licitație și pe asta. Sincer, am mai avut de ajustat niște chestii acolo, proiectantul ăsta mi-a dat eu ceva cantități, dar la unele capitole eu mai știu pe dată. Le-am mai completat ca să putem completa și noi. Dar ce probleme și spate astea? Sfântul trecut a spus că eu îmi pare pe fost și ce probleme așa mare au fost? Nu s-a spus. Nu, am avut niște probleme cu niște cantități, cu niște... Nu prinsese niște, nu prinsese niște de astea, PS componente de la distribuții, de la... Probleme tehnice. Da, 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 ceva de genul ăsta. Nu e nimic, nu e regat. Acum așa își poate la licitație. Și încă o problemă... Pentru că oricum, dacă s-ar întâmpla cu POIM-ul, lucrările pe POIM, cred că vor dura minim 2 ani de zile, așa că își justifică pe deplin, să justifică investiția în bază. Programul RABLA ați înaintat ceva? Se poate face în scrie? Nu, nu, nici o candidată, să trebuia să luăm o hotărâre. Asta discutam astăzi cu doamna secretar, să vedem ce e de făcut. Partea cu finanțarea din partea primăriei mai mică. E mai mic acum, am văzut că... Da. Dă mediu mai mult. Cred 6 de lei, cred. Da, doar 6 de lei. Hai, să ne băgăm. 2400 de mediu, 6 de lei de primărie. Poți să ne băgăm și acolo să vedem. Cât suntem prieteni, cât sunt. Sunt. Hai, zice, domnul. Sunt interesați. Nu vor fi. Sunt interesați care... Sunt foarte mulți interesați. Sunt care s-au spălut în public cu rabii din astea de asta. Ăștia vor să scape în urmă. Da, sigur o să ne avem și la, o să ne prindem și la programul ăsta. La secretar. Rapid, ce are la pe lege. Dar nu e ceva complicat, numai că... Au fost multe într-o da. Zile puține. Da, Bani, da, da. 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 Doamna, dar ce se mai întâmplă cu proiectul la școală? Când se merg pe copiii, cum începe, când... Proiectul la școală de mare, mută. A, de mare. Suntem la anul școlar, da, atunci. Nu, 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 din
primar acum. Da, acum nu începe anul școlar. Practic, în loc de bază, începutul anul școlar viitor. Dacă te interesează, oricum... Ați anunțat că vreți să-i mutați acum, în vacanța asta care o vreți la Paște. Să începeți proiectul. Mai avem de locul, că o să trebuia să pun niște paveri, că acolo să vedem ce facem un timp cu verii, că nu-i prea... Nu am alocat nici sume prea, nu am alocat nici sume prea consistente acolo să punem o școală. E bună, funcțională, cu tot ce are nevoie, doar că exteriorul, curtea, împrejmuirea, până la nu mai poate aștepta. Dacă o aranjăm pe cea care este prezent acum, cred că unii putem descurca, dar trebuie să pusim paveri în curtea școlii, că noi, nu e regulă, nu e din noroi. Dar în cursul verii reușim să rezolvăm situația asta. Ca să putem muta să acolo. Acolo e același constructor ca la reziță? Da, nu. Da, nu. La același stil de gulani și scurgeri au făcut ca la reziță. Cu panouri solare. Același, da, vorbim de grădiniță cu școală la fel, da. Exact. Același stil, deci tot așa, o să fie verde pe reziță la școală, exact cum ești la fel. Proiectatul. Da, proiectatul. Proiectul cu panouri solare pentru primărie. Panouri solare pentru primărie, sunt două variante. Cu cea pe care vă spune mai bine. Avem una la care lucrăm cu... Cea mai bună variantă e aia în care se aplasează parcul pompele de apă, au un consum de 190.000 de kW anual. Astfel de parcuri se pot amplasa lângă contor, că produci curentul și prin contor îl introduci în rețea. Cea mai apropiată teren este în spatele școlii numărul 2. Și trebuie să se renunți la o bucată mică de teren. Înțeleg că să fie în fază de... Deci vor pe sol. Păi nu pot, decât pe sol. Că o înghiert care prevede că se poate lucra și pe parc fotovoltaic. Ceva de genul și cu descărcare de rețea, cu compensare, cu chestii de genul ăsta. Deocamdată nu există niciun ghid care dar să pot să înglobez. Deocamdată la cel pe care o aplica primăria, la cel de pe Ministerul Energiei, proiectul în felul următor. Când vorba vine de un obiectiv, o clădire, se pun pe acoperiș sau pe sol, pe același număr cadastral, da, să fie acolo în teren, în așa. Pentru iluminatul public, ați hotărât acolo un crihan, lângă Mihai, Iber, acolo lângă, se poate amplasa pentru ce ține de iluminatul public. Iar pentru pompa de apă care are cel mai mare consum, cel mai apropiat loc este în spatele școlii numărul 2, acolo. Pe o bucată din terenul de acolo. Da, vreau să recuperăm terenul de acolo, da, măi, da. Având în vedere că sunt grupate cele trei pompe acolo, cu scuțul și cu drepul, că acolo e consumul. Da, da, e 190.000 de kW. După pod, este un pan, este o panoplie, este un teren de vânzare și pus în pan de există. Târziu, dar Mihai, n-ai timp. Ca să cumperi un teren, să cumperi primăria un teren, da, e durată de minim 6 luni de zile. Evaluare, și toate astea. Primăria trebuie să fie proprietară și când te extrași de plată funciare, trebuie să faci dovada că este domeniul public. Asta este singura variantă, dacă primăria vrem să facem, asta este. Folosim terenul ăla de la școală, care și așa... Atunci putem să folosim acoperișul școlii. Nu, dar nu e nici suficient la acoperișul școlii. Dar adevărat că cel mai mare consumul avem acum. Un parc de 180, pentru un parc de 180 de kW, sunt necesare 1800 de metri de pătrați de teren. Locația respectivă e logică, că nu mai faci compensări, mai ai produs, ai consumat. Așa îmi face sistemul, unii se gândesc tot după foarte mult și să le ia apoi la aerul, chiar dacă sunt niște costuri, deși nu știu cum poate funcționa. Citeam pe internet, alaltă internet, Polonia a luat decizia să nu mai injecteze sistemul național energie electrică din eoliană și din panouri fotovoltaice. Pentru că nu mai pot ține sistemul, adică nu mai poate injecta. Ce sistemul e? Nu duc foarte mult. Noi producem curent foarte mult. Și la transformator, n-ai cum să transformi în medie ca să-mi dai în rețea ta. Să consumi la care. Da, o să dea oricum legea. Cu cât ești mai mult? Am mai citit o chestie din greu. Mai poți să intri panourile? Acum nu le schimb la greu. Da, nu e rândă mare. Trei. Acum vreau să vă întreb cu legea care s-a dat cei care au panouri solare. Ar trebui să o spunem o dată la vot. Proiectul mă întreabă.
Haideți pentru ședința care vine să îi hotărâți să dăm. Pentru cei care și-au pus panouri fotovoltaice, de ne-a spus ce copii, da? Da, eu nu pot să cotez. Deci, sincer, nu știu ce mari compensații. Eu cred că statul ar trebui să vină cu o bonificație clară, să spună, ți-ai pus panouri fotovoltaice, adică de 10.000 de euro, să zici, poftim 3.000 de euro sau poftim 1.000 de euro. Aia era o chestie super tare cât îi susținea pe moment atunci. Așa, așa. Să tot aștept la 50 lei, 100, 200 lei. Un impozit pe an, 10 ani, 10 ani aveți... Nu bine și așa lumea, da? O să luăm decizia la ședința următoare, sigur. Și să vedem și cu... Domnul Plata, mai aveți ceva de spus? Da, domnul Plata. Domnul Plata, domnul Plata. Prima. Toate deficiențele pe care le-am constatat cu doamna Băicianu în raportul din septembrie le asistă. Adică? Regulile formatate, fărbunții, fărbunții, le-ați văzut cu ochiul dumneavoastră, mă scuzați, când ați fost pe Vale? Da. O iarbă verde... Casa aia părăsită, unde s-a rupt și mucul și... îi șerpărarea acolo. Aia face... Caharia, lângă doamna Bondalici. Da. Și ca aia mai sunt câteva. Mai la Baie de Croitor. La Croitor, exact, și la Croitor. Și înainte de când după Grâmacea. Grâmacea, tu s-o duc Grâmacea, când după Grâmacea, de ala la fel, știți ce se întâmplă la oară, începe să înverzească. Acum ați ușor de tăia. Dispind, dispind. Dizabil Gheorghiță aici. Da, exact. Adică era și întrebarea mea, s-o trimis vreo scrisoare cu creatoare sau urmași, vreo scrisoare, sunt, este imposibil. Sau pe Maroma nu trebuie, eu nu mai plătești, sigur. În funcție, da, cineva plătește la taxe și impozite, trebuie să găsim. Dacă la Zaharia, de exemplu, nu au plătit impozite de 7 ani, eu nu am văzut pe nimeni de 7 ani acolo, dacă cineva trebuia să se insizeze că nu s-au plătit impozite, nu? Eu bănuiesc că s-au plătit impozite. Chiar nu se pot da niște scrisori la... conform legii, deci nu e nimic. Ați uitat-ne, domnule viceprimar, s-au plătit. Pentru că venim cu rapoarte acum cu comisia cu noi și da, sunt car că eu chiar mă felicit pentru acțiunea cu noi, eu astăzi am văzut și pe Mihai la când e forțând dar să vă spună doamna ca și cine mai poate să vă spună dumneavoastră ne-am văzut cu comisia cu noi da, era în spate. Cum se întâmplă? Dar nu m-am făcut. Cum la cal ceva? Cum de partea urmă spus că vin în poartă cu saci și așteaptă. Eu văzut. Totul ăsta saci acolo, pe săptămâna viitoare. Probabil că este foarte, foarte bună. Sunt o parte dintre cetățeni supărați. Nu am înțeles de ce. Unii dintre ei chiar m-au sunat. Și astăzi am avut și control de la Garda de Mediu. Eram în Metal Park cu dumnealor, vedeam de la poligon, de la... De la vechea noastră istorie cu aruncatul deșeurilor, dar acum mai bine văd că nu s-a mai, mai adunat nimic acolo și chiar e curățenie, nu mai aruncă nimeni în zonă. Și chiar mă spunea un cetățean, un domn din Metalbac, revoltat, că nu i-a fost ridicat cu noi. Și da, unde să despăi? Și l-am și văzut telefonul lor. Stai să ajungem, acum este iarăși Garda de Mediu. Au coborât și dumneavoastră jos, am verificat în urma, doamnei Chelaru, care am văzut acolo, într-adevăr, avea peturi, aveau doze de bere, de cola, de astea, dumne, dar astea nu sunt reciclabile cumva. A, da, dumne, dar și devenim naziști acum cu chestia, nu devenim naziști. Îți dă o colă de treabă așa ceva, o astfel de expresie nu poate fi folosită. Dar dacă reciclăm, haide să reciclăm odată. Chiar îți este greu ca om așa să înțelegi, că nu se mai poate. Am prezentat și Garda Națională din mine, dar dumneavoastră tocmai de asta sunt și în zonă, să vadă. Se întâmplă ceva, ne aliniem într-un fel sau nu. Cred că peste 2-3 săptămâni sau o lună de zile, se lasă cu amiază. Păi de ce vor fi lăsat în loc de direcție, da. Veți găsi sancțiunea pusă pe tomberon acolo. Trebuie făcut ceva, trebuie să ne aliniem într-un fel. Domnul era un tomberon... Balasul, desigur. Tomberoane care nu le poți ridica. Deci, mătură de curte, cu la păsări. Tot felul de chestii care n-au nicio treabă. Da, așa bun. Deci, pentru balast, pentru ce aveți dumneavoastră, sunați la primărie, la domnul Talal.
vă puni de la dispoziție mașină, sunt încărcați, să plătești la primărie, în funcție de tonaj, da, tot. Da, le-am zis. Da, scrie pe fruturare. Trebuie să iau ce mă la fruturare și scrie. Da, și pe Facebook trebuie să le aducem aminte continuu să le știm. Eu zic că să le aducem aminte că vor fi verificați. Până ne ajungem și ușor i-a lăsat cu noi acolo. Deci chiar de postaj. Era la o familie de 4 tomberoane. Adică toate patru erau care să așa era. Oameni tine cu acces la informații, de adică tot ce informații. Și atunci ce? Din asta ce a de potrivit. Și are toate la loc. Sunt aici. Prin noi, repetiți. Vreau să vă spun, domnul primar. Apoi de gunoi, apacă. Domnul primar. Da. A, ați vă la cântărit mașina. Nu la cântărit mașina. Ați terminat. Deci, o întrebare. Mai frumitate. Pucu, suntem tot la drumul național, nu pot să fim potinim, dar nici nu mergem cu pași repes. Okay. Am mai dus o variantă. Nici nu ai ce fi. Și m-am gândit cu eforturi cât putem noi, așa cum am făcut și la celelalte biserici. Și cu susținerea populației. Să dăm un impuls de-a fost de biserică nouă acolo. Nu mare, cred că la nivelul aia, dar să facem o gândire ca lumea. Vara acolo e ca la incubator. Nici nu poți respira în biserica aia. E doar tabla și cu care de acces, o, o, e la Crișan acolo. Da, e la Crișan de sus. Și care de acces v-ați gândit la ea? E făcut. Care de acces e făcut, nu-i betonată. Da. Acum nu pot urca, dacă ai 4-4. Deci am studiat-o în toate felurile. Eu am avut și la episcopie, un specialist în domeniu din partea, din partea dumneavoastră, care tot la fel recomand, spune, nu mai umblați, nu aveți ce, ce cărfie aici, nu aveți ce să renovați, nu aveți ce să reparați. Nu are nici formă, nu are nici un trupel. Au fost, practic, o capelă transformată în biserică, datorită faptului că s-au dezvoltat zonele, satul, samărici, și era nevoie din o parochie acolo. Nu știu, eu mă propun și de acolo. Chiar dacă durează... Deci, același amplasament. Chiar dacă durează 3, 4, 5, 7 ani, nu știu cum tot dura acolo, dar faci cu trai niște medici, dar nu poți să ne... Aia nu se face loc de ca nou, nu categoric, nu. Deci, nu. Deci, nici nu are formă așa. Faci niște așa. Și eu vă cer și dumneavoastră părerea. Să ne antamăm într-un proiect împreună cu părintele, cu... Că nu e ce presupune, că și costul ar fi. Nici ce presupune să ne asta, asta discutăm ala loc, adică nu discutăm pe finanțări de... Da, nu e monument istoric, ca să putem gândi pe cei. Și eu aș susține să dăm un impot mai acolo. Comuna, o comună săracă, domnul primar. Și comunitatea și satul Crihan se mărește. Exact. Toți au mai mărit, toți au mai mărit. Dacă nu mă înșel, dacă stăm bine și uităm pe recensământ, cred că da. Depășește. Sohodolul depășește, de asta mai depășește. Dacă Dumnezeu și apa și canalul, eu cred că va fi o zonă extraordinar de atractiv și da. Statul crește acolo. Am zis că hai să facem ceva în sensul ăsta. Să punem un pic, un pic umărul, păi, nu știu cât vom putea, vom putea. Temelii cu ajutorul Dumnezeu definitiv. Da, adică, da, în timp, în timp să definitiv. Și până la urmă, decizia noastră și rămâne, rămâne ca o realizare a noastră. Ce-am făcut și am dat noi startul început. Vom vedea cum, exact, vom vedea cum. Da, domnul, ideea e bună. Vom vedea cum. Vom vedea cum. Ceva de spus și ce și aș vrea un acord din partea dumneavoastră. Haideți să vă mai spun ce. M-am gândit că toate localitățile astea sunt înfrățite cu localități de străinătate. Da. Dar haideți să vă spun care, cam care e ideea. Că noi nu-i făcut așa doar de dragul de a ne înfrăți. M-am gândit să facem și noi și ne-ar trebui acordul dumneavoastră, cel puțin la, la faza asta. Aș vrea să ne înfrățim cu localitatea Foiarul de la Chiana, din Italia, unde lucrează cei mai mulți români, adică toți românii din Măgura. Cum? În zona Arezu? Da, în zona Arezu. Dar am zis, măcar așa, bolorific, după la urmă nu știu care sunt costuri, dar chiar dacă necesită să cheltuim sume mari de bani. Sunt încă măgureni foarte mulți care locuiesc acolo și lucrează în zonă. Și am zis să mă sfătuiesc cu dumneavoastră și să, eu știu, să fiți de acord să transmitem o scrisoare către primăria de acolo. Adică, corect. Noi ne dorim, dar poate ei nu-și doresc. Dar eu nu pot să fac un astfel de mers, nu mă pot să-l dumneavoastră. Ne dorim să facem lucrul ăsta, hai să înainte am o scrisoare pe cineva.
Și o vedea care sunt pași și bucate. Ce-ar presupune? Ce-ar presupune? Care s-ar păi, sincer, nu știu ce ar trebui să pune, dar prima dată ar trebui să întrebăm și de dumneavoastră dacă ar fi de acord să... Soare de intenție, da. Dar puteți să derulăm după aia programul. O să ne soare, da, o să ne soare programul. Da, formii, schimburi, e sincer, nu ne așteptăm la lucruri spectaculoase, dar măcar din astea pe teme culturale, artistice, pe schimb de experiență, de colaborare între școli. Comuna Vama din Suceava. E o comună de cam de mărimea noastră, ca și mulți locuitori. Comunul bogat. Bun, da. Ei sunt înfrățiți cu o comună din Franța, de pe lângă Versailles, și au venit, au făcut aia circuite turistice. Vin anual francezi, se cazează acolo. S-au dus și ei în schimb de experiență, și cu școala, copiii, tot felul de activități culturale. Dar putem să dezvoltăm chestii de genul ăsta. Nu mi-a zis să vedea și eu acum, am fost plecat. Da, sunt bine. Hai, dacă m-am zis, da. Bun, deci sunteți de acord. Da, da, da. Soare din timp, să vină nici ori să avem nu știu. Cam asta. Și cu biserica, nu știu, o să vedem ce presupune. Haideți măcar să... Un deviz informativ sau... Un deviz informativ. Propunerea specialiștilor de la Episcopia Română spune, domnule, cred că ar trebui o biserică, ceva genul Nazaret. Dar și modelul de făcut, de refăcut biserică, același model, adică... Modelul de Nazaret nu este mare, adică noi nici nu avem unde, nu avem un spațiu prea general. Sunteți chiar mai decât decât aia, adică nu o să putem să desfășurăm prea mult acolo. Dacă ai idei... Putem începe propunerea. O propunere din partea domnului, asta să rămână în interior efectiv și să poștească propria. Vom vedea ce presupune, ce presupune treaba asta. O să avem probabil și un deviz estimativ, să știm. Așa, și financiar mai important. Să ne spună și părinții cu ce... Cu ce apărere dumneavoastră? Eu zic că dacă e votul, dacă statul va fi dat, dacă statul va fi dat, vor contribui cetățenii cu siguranță. Pentru că acum nu au... Vorba că se face în timp, nu se face într-un an. Se face în timp, da. Deci nu se poate fi gândit un an, doi sau trei. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dar spune un lucru așa. Toți spun și noi s-au zis. Adică s-a demarat lucrările astea cu asfaltarea pe arinilor, pe... Da. Chiar am fost la fața copilului, deși poate intrarea pe durabilor, pe durabile acolo și v-am arătat. Și vă rog să consemnați în procesul de urmă. Dacă nu intervenim în timp util, să lărgim partea de jos, banca care coboară pe arinilor, cred că e atât de mare încât iarna, n-ai cum să faci la dreapta, te duci într-o prăpastie și singurul obiectiv în care te duci este drenul, care la ora actuală, când treci pe acolo, se mai vede doar 40% din el. Atât a crescut, mergeți pe acolo și o să vedeți. Da. Deci noi acolo trebuie să intervenim și la dren să facem ceva. Nu putem să-l lăsăm așa. Iar mă aduce mai departe cu discuția, dar mă opresc aici. Poate schimbăm. Loc. Și vreau să mai spun ceva, nu știu pe teren avem intabulat, la cursul 2. Da. Să pot să spunea domnul de Rușcu de amplasare de fotovoltaice. Nu știu, terenul intabulat. Cursul 2 din 3 vii, vă referiți? 2 din cursul 1 din 3. 2 din cursul din Pampa. Și acolo avem un pic de teren. Dar nu ne ajute, să știți, pentru fotovoltaice ne-ar trebui 1800 m² ca să producem energie pentru cât consumăm acolo, da. Acolo e o parte, tot prima, poate să fie 1000 de metri acolo și noi... Nu sunt, să știți. Sunt... Deci pare, dar nu e... Și nici poziția nu e ideală. Cumva avem versantul la spate, exact spre iescul ne-ar trebui să fie orientate... Spre sudul ne-ar trebui să fie orientate... Dar... Izvor în partea de la scriptură 1.000 de acolo. Unde? Unii puturi, primul plus, înspre izvor. Da, n-are loc. Da, avem doar la E2, pe locul 4, în orice zi. În... Cam rog de joacă, primară. Așa.
Coturi acolo jos la... La rază. La rază. Să nu pune o problemă acolo. Adică, da, eu zic că e bine. Să vedem cu Salineu după 8 mai, după ce primim PTA. Scoatem și pe asta, nu mai vedea. Și ținem aproape cu fondurile. Ce mai știți și mai frați cu dumneavoastră, că doar sunteți frizați aici la, la sursă de informații, ținem aproape. Să putem, să putem ataca în timp optim orice, orice sursă de finanțare. Am și eu două, trei probleme. Dacă îmi dați voi, s-a reparat pusul avarii la căruta de apă pe Valea Mântării la Iclare, pentru folosit. Da. A reparat-o domnul Lelian. Așa. A reparat, așa au rămas. Asfalt? Toată, dar știi ce? O lasă, o lasă câteva zile distanțezi. O poți și ploaia asta să mai lasă pe urmă să compacteze. Foarte bine. O oglindă deja e spartă sus. Dacă am avea camere, deci avem o oglindă de pantă, nu? De pantă deja e spart. Prima, când într-o bărbi în... În curte. În curte. Prima, dar nu două sunt curte. Una e într-o curte, una e într-o curte. Prima de sus, e spart. Dacă ar fi camere și am dat și câte o amendă, s-a schimbat treaba. N-ar mai bine aici să țâpi așa. Că toți sunt lei. Da, ce-o la buzunar, știți? Da, am mai spus o dată avizele astea care... Deci avem o oglindă, da? Da. Camerele, dar obiectivul de picioare. Camerele este obiectiv principal în comună. Cât e bine o firmă, până îi dă o ofertă, face cap, cum trebuie. Camerele schimbăm 4 acum din sistemul actual și mai notăm 7 din, din cel nou. Am plătit azi de-a plătit. Trebuie să vină să monteze... Și la locul de joacă, pot automate. Clar, în locul de joacă, deja trebuie să fii gata montat. Noi contat, nu avem nimeni acolo. Dar la fața o lună și jumătate și... Și am văzut că... Este un drum chelarul care m-a sunat, cred că ieri, alaltă, să-mi spună că e în zona acolo, s-a putut montat. N-am mai urmă, nu? Nu ai fost. Eu am trecut. Schimbă și astea existențe. Deci, chiar e ceva de speriat. Nu știu dacă copiii sau oameni mai în vârstă sau maturi sau adolescenți ajung la locul ăla de joacă, pe seminții... Da. Ce vorbim? Seminții, bidoane de berii. Bucuri de țigări. Țigări și din astea... Sunt și părinți care vin cu copii. Pe viața părinți. Pe viața părinți. Pe viața părinți. Mai puțin în viața reală. Au mișcat carabinele acolo? Da, da, da. Deci piața, dacă nu sunt de acord să rămână acolo, eu finalizez regulamentul și cu atunci la secretar, îl depunem la DSP, obținem... Obținim avizul, da. Eu finalizez regulamentul, depunem la DSP, am făcut hotărârea de Consiliul Local, am făcut hotărârii, avem doar un regulament să mă adresez la Chișinău. Adică, startul a fost bun, dar undeva ne-am putin. Tot am întrebat, foarte bine, eu fac la capul. Nu se deranjează, nu supărâne. Mai am ceva de întrebat. Am văzut că pe dascălui s-au pus niște prundești acolo unde s-au mâncat asfaltul datorită și e normal, au trecut toate camioane. Nu era destul de defect înainte să înceapă. Ce de repara acolo? Constructor. Și dacă repara acolo, nu poate repara și în corp aici. Nu, dar așa. Intersecții. Când vii de la primărie să faci stânga spre stânga. Nu poți să arăți mai multe că o să arăți. Domnule vici primare, eu le-am vorbit. Păi, nu, dar așa. Așa, nu sunt județean adevărat, am avut și bine. Am avut și bine să din partea Consiliului Județean tocmai pe tema asta. Dumnezeu s-a angajat să, la turnarea asfaltului să plombeze toate astea. Și o să-i plombeze. Deci o firmă e extraordinar de puternic, nu am așteptat să meargă așa în forță. Deci merg într-un ritm, da, într-un ritm foarte, foarte alert. Eu mai am puțin și mi-au elicopter. Eu mai am puțin și mi-au elicopter ca să intru în forță. Eu mai nu mai pot mânca mașina cu forță. Avem totul fileu de tenis. Deci eu de la nivelul porții cobram 10 cm. Acum am 30 cm. Și nu e asfalt. Și nu e asfalt. Și cine a făcut linia? Și cine a făcut linia? Și cine a făcut linia?
are șansă la moartea sau la cu 30 de centimetri s-a aflat în momentul de față de apucare, nivelul de vechi. Nu mai contează, nu mai contează, nu mai contează. Da, acum o să facă banca să o coboare în curte. Dar e dimensiunea acolo. Dar e complicat. Și poate. Da, da.